La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la Vreau să știu educație financiară. Cum spunem noi, cu riscul de a mă repeta, ca de fiecare dată, prietenii de la Profit Point sunt alături de noi, oameni fără de care nu am fi putut realiza acest podcast. Am început acum ceva vreme. Mii de mulțumiri pentru comentariile voastre care vin. Dacă aveți întrebări, puneți-le acolo. Noi le vedem și le punem invitațiilor. Ca să nu mai lungim, astăzi discutăm cu un fost fotbalist. Băi, neoprișene, păi și ce caută un fost fotbalist? Lăsați-mă puțin să vă explic. După ce s-a lăsat de fotbal, după ce a terminat cariera de fotbalist profesionist, a intrat aici la Profit Point, a urcat și astăzi vă rog frumos dați-mi voie să-l salut cu respect pe domnul Ducu Ninu și să nu să trăiți, domnule director adjunct Profit Point Victorie. Mii de mulțumiri că ai revenit la noi. Mulțumesc, de fapt, că m-ai invitat. Noi ne-am văzut în altă parte, dar mii de mulțumiri. Abia așteptam să vin. Să rămână, mii de mulțumiri. Zine-ne așa, fotbalist profesionist, noi de acolo te știm. Da. Ce s-a petrecut? Rău sau în bine, nu știu. Bine întâi în rău. Rău s-au petrecut multe, în bine s-au petrecut și mai multe. Viața mea de sportiv, la un moment dat trebuie să se termine, cu toate că au fost undeva la 23 de ani de zile de sport, de performanță. Bine, și acum mai joc. Chiar și astăzi am ieșit de fotbal la sintetic. Unde? Am echipă de sintetic în care fiecare săptămână joc în Superliga pe sintetic. Pe bune? Da. Ești la Victory sau la nu, la Superliga, în partea cealaltă, nu la Victory. Cu băieții mei, stai așa un pic, cu băieții mei că-ți explic. Da. Cu D'Angelo? Da. Care joacă cu Vreau să știu, da, pe piept? Da. Ah, deci nu pot să țin cu tine. Da. Ba da, pot să ți-am vrut să mă duc acolo, dar n-am, am refuzat să mă duc. Deci mai duci, bunicule? Duc. Nu, serios, duci ca lumea, da? Da, suntem acolo. E o competiție senzațională. Este și este un nivel ridicat pentru mini-fotbalul din România, eu zic. Adică se vede că sunt echipe care de la noi de acolo au ajuns în finală pe țară, care se joace Champions League. Da. Adică totuși este un nivel destul de ridicat. Și mulți fost fotbaliști acolo, adică nivelul e ridicat și datorită lor. Da, dar să știi că poate de imagine ridicat. Pentru că, în general, nu toți fotbaliștii care au jucat pe teren mare poate să fie și pentru teren mic. Eu l-am adus la echipă, că se numește PSG Pantelimon. Iată un nume, un sugestiv. Și pe Raul Costin l-am adus la echipă, da, n-am cum să nu. L-am adus și în partea cealaltă la Liga 4, unde jucăm noi în fiecare weekend. Și acolo ești băgat? Da, n-am cum. Nu pe pot. Pe teren mare, adică? Da. Andă ne batem la promovare, dar nu promovăm. Nu vrem, să fim serioși, Cătălin, n-am ce să mai mă duc la Liga 3, trebuie să mă duc la antrenamente, nu mai. Acolo e frumusețe mare și cu Caterinca, cum se spune. Păi de asta ne ducem, adică atmosferă și, până la urmă, e echipa noastră de suflet. Am jucat și eu vreo două meciuri, dar în a cincea m-au luat, bine, nu te uita, așa, și s-a lăsat cu grătare la sfârșit, cu calume, adică băieții după la Bolintini. Peste cred că e scopul, până la urmă, fotbalul de acolo am dat de 3 ori în ea, 3 reprize de 45. M-au luat cu targa, să-i seama, că mi-au pus tub de oxigen pe față, dar a contat foarte mult că s-a terminat cu... Ideea este că nu poți să renunți la mișcare. Îmi place și îmi place fotbalul și acum. Îmi place să-l practic mai mult decât să-l privesc. Dar au fost niște declicuri pe care le-am avut în timpul carierei. Pentru că l-ați avut și pe colegul meu și vorbeam de Bitcoin și de tot ce înseamnă asta, l-am avut pe Veselovski, când jucam la FC Național, la Universitatea Cluj, portarul, care de atunci era cu partea de investiții. Pe bune? Da, el avea, acum nu știu dacă mai are, de minat Ethereum. Adică lucrurile astea încă se făceau, noi nu le facem. Și voi cum l-ați luat cinstit? L-ați considerat nebun atunci? Adică în momentul eu în care... râdeam de el. Sincer, chiar fac. Nu, asta este... Zic, dau eu banii unuia să-mi facă mie bani, să mineze, să sănătoși la cap. Ulterior mi-a zis, băi, uite, eu am un broker cu care colaborez, habar n-aveam ce înseamnă asta, și îmi spune că îi dau și bani să-mi investească, stai. Că nu e așa. Uite, trebuie să înveți să faci, tu el doar te ajută. Foarte tare asta. Și tot mi-a rămas ideea asta. După, ajungând în Cipru, s-aud că echipa cu care noi ne băteam la campionat de fiecare dată, APL Nicosia, listată la bursă. Eu nu înțelegeam ce înseamnă asta. Și stai puțin, deci cum listate la bursă. Listați la bursă? Da, sunt echipe și din Europa, echipe mari care sunt listate. Benfica. Da, asta știu, dar zic în Cipru... Păi, paradis fiscal, cum se spune. Da. Da, ajutăm oamenii și oamenii investesc. Știai cu ce se mănâncă? Nu. Habar n-aveam. Prima dată când am venit la curs, i-am zis că l-am avut pe coordonatorul, pe Alex Chirile, l-am sunat prima dată, eram la sală, veneam din pauză de campionat și tot timpul mă duceam la sală în perioada în care aveam pauză, hai să mă mențin.
Și l-am sunat. Ce faci, Alex? Eu, hai, vină la sală, hai să glumim. Și mi-a zis, ce faci? Bă, uite, vreau să renunț la... să nu mai plec din țară, vreau să rămân aici. Hai, vină la birou să discutăm. M-a băgat într-un curs de 4 zile, gratuit. După prima zi l-am sunat. Eu n-am ce să caut aici. Serios? Nu e de mine, lasă-mă cu asta, n-am timp. Eu nu... Și am zis, bă, stai 4 zile. Termină asta 4 zile, sunt gratuit, nu pierzi nimic. Ce zile, pierzi? Da. Pierzi 2 ore pe zi. Ce poți să pierzi? Și ducând la capăt cursul, mi-am dat seama că lipsesc multe. Pentru că noi acum, văd și acum influenceri între ghilimele pe TikTok care toți spun, ia-ți 2 joburi, nu te duci în vacanțe, fă-ți bani și după aia cumpărăți nu știu ce ai nevoie. Sau, mi se pare că deja promovăm sclavia și robismul, că până la urmă asta facem. Muncim cât mai mult pentru bani. I-am 2 joburi, dar când mai am timp de familie, când mai e timp de prieteni, când mai e timp de pentru tine. Tot așa am fost setat, hai să văd imobiliare, hai să văd ce pot să fac, dar n-aveam bani cum au majoritatea când se lasă, poate au sute sau mii de euro. Am zis, ok, hai să văd ce pot să rezolv cu partea asta de educație financiară. Că toată lumea educație financiară, toată lumea investiți în bursă. Ce înseamnă? De unde o apuci, da. Da. Dar iartă-mă ca o paranteză, dar la modul sincer, te rog, tu când erai fotbalist profesionist în activitate și te gândeai că se va termina vreodată, că trebuia să termine, ok, la 32, la 35, la 40, dar nu contează mai puțin. Ce te gândeai că urmează? Te-ai gândit vreodată? Mă gândeam adică așa. Nu azi, cu mintea da, de acum, da, nu cu mintea, spun sincer, adică tot timpul stăteam și mă gândeam, mai ales când aveam o perioadă mai grea la echipe, în care nu jucam, eram... Da, exact. Ce-am, băie, ce că fac? Atunci încep să te gândești. Ce fac? Mâine pe mine renunț, ce fac? Tot timpul mă gândeam, îmi iau echipă de copii, de juniori, văd și... adică partea de antrenorat. Da. Dar stăteam și mă gândeam, bă, nu pot să fiu așa, pentru că eu sunt genul care sunt mai coleric. Recunosc, sunt mai aprig. Și n-am cum să fiu calm. Mai și nu vreau să ajung exact. Mici. Și nu pot să ajung în stadiu în care să mă răstesc sau să țip la un copil sau să-i provoc altceva. Și zic, ok, nu cred că o să fie de mine. Bun. Și ce opțiuni mai rămâneau? Atenție sincer, pentru nimic. Cei care, da, nu știu, nu cred că nu mi-a luat perienul, dar nu cred că e cineva care nu te cunoaște. Specialistul în educație financiară din fața noastră a evoluat și la FCSB. Da. Da? Adică contează treaba asta. Pentru contează. Cine contează, contează. Da. Dar, nu știu, mi-a fost, tot timpul aveam o temere. Ce se întâmplă când mă las de fotbal? Pentru că dacă nu strângi în viața de sportiv, când ajungi în punctul zero, sunt 2 opțiuni. Fie ești total din fotbal, fie ajungi să te umilești câteodată ca să poți să răzbești. Corect. Tu erai pregătit pentru viața de după, sună ciudat, dar toată lumea spune, domnule, noi trăim într-o bulă, prin cantonamente, prin tot ceea ce vrea și ești în viața reală, să-i zicem. Niciodată. Nu. Ești, nu. Bine, ai început de mic. Da, de la 7 ani, 6 ani jumate, adică trăiești, respiri, mănânci fotbal. Corect. Acum, cine spune, domnule, m-am gândit de mic, ce fac, asta voi face, e greu. Adică să faci niște etape pe care vrei să le urmezi, dar nu tot timpul o să se țină. Și sincer, erau zile în care, mai ales dacă n-aveam echipă, că au fost momente în care, nu știu, o lună de zile n-am avut echipă sau erau crunte pentru mine. Cred că soția mea știe cel mai bine cum eram. Adică nu puteai să discuți cu mine, pentru că eram tot timpul, băi, ce fac? Nici măcar de ursul ăsta. E un moment în care noi trebuie să ne dăm seama, viața noastră se termină. Cât producem acum, avem și nivel de cheltuieli. Nivelul de cheltuieli, mai departe, noi nu o să mai producem, dar rămâne la fel, sau poate crește. Dacă așa ai fost obișnuit, ai învățat, exact. Ce faci atunci? Exact. Asta este o întrebare pe care... Nu numai sportivii, cred că toți oamenii trebuie să ne punem întrebarea asta. Da. Că suntem siguri pe jobul nostru de astăzi, mâine rămânem fără el. Da. Voi aveați psiholog pe la echipele pe la care ai trecut? Da, dar nu... În România am avut. Da, unul singur la FC Național. Atât. Dar nu deci pot să numești. Am avut nu poți. Dar nu poți să... Eu nu, chiar îmi făcuse ochii așa mari, știi? Unul singur. Dar nu poți să numești psiholog. Pentru că nu era psiholog. Iată divertis. Ați avut, am avut unul singur și nu era nici el la psiholog. Un psiholog te ajută. Nu vine să află de la tine care sunt nemulțumile să meargă mai departe să le spună. Da, da. Adică da, la asta m-am referit. Da, era o cârtiță. Se presupunea că avem psiholog. De ce? Cu era la... cum era lumea?
Cum era? La fel, noi trăim într-o bulă în România, sincer. Noi credem că dacă ne lasă în România, suntem, acceptăm să nu primim salariu, e ceva normal. E o normalitate. Să te duci să te operezi singur, să-ți plătești operații singur, e o normalitate în România. În afară nu există așa ceva. În afară, ești cu adevărat respectat. Ca om, ca sportiv, ca ce vrei tu. Iar o dăm acum că am plecat de la educație financiară. Ce s-a schimbat de la tine până în ziua de astăzi? Dacă știi că acolo în afară ești respectat, dăm, Doamne, iartă-mă, România deoparte și vreau să mă duc să joc în străinătate. De ce nu pot să stau mai mult de un an? Mentalitatea pe care noi avem. Că dacă știu că acolo l-am de banii la zi, îmi plătesc, Doamne, fel cum ai spus tu, operație la nas, la întindere, la nu știu ce, și omul venea cu banii și te respecta și salariul era la zi, de ce n-aș vrea să joc acolo? Mentalitatea slabă pe care noi avem. Noi nu avem personalitate. Sincer. Suntem oameni fără personalitate. Da, am auzit un interviu. Pare rău că spun asta. Da, am auzit interviu, dar Răzvan Lucescu acum 3 săptămâni la Digi, când a spus concret, românul, sportivul român, nu mai fotbalist, dar fotbalistul e cazul nostru aici, spune, la fiecare problemă apărută, el cedează. Da. A, nu mai joc, sunt gata. Din momentul ăla, poc și la revedere. Da, da, da. Eu am avut momente în care eram în Israel, momente grele din ce punct de vedere? Pentru că noi nu aveam o sală de forță acolo. Eu obișnuit să fac sală de fiecare dată, aveam un coleg pe Dan Bucșa, care eu l-am adus în Israel cu mine, n-aveam sală. Ce facem, mă? Ce facem? Hai, ba picioarele puteam, scuze-mă că zic, ba picioarele da, și da, nu da, fac da, nimica. Da. Ori găsesc soluții. Și ce am făcut? Ne-am dus, era în spatele terenului sub tribună, era o sală cu echipament. Și am zis la antrenor, dăm cheia și eu vreau să-mi fac sală de forță acolo. Pe bune? Îți dau cuvântul meu de onoare, uite să zic că dacă mai o săptămână, în fiecare dimineață ne duceam și făceam curățenie în sala aia și ne aranjăm sala cum vrem noi. O săptămână ne-a luat, după care în fiecare zi făceam sală. De ulterior, cum, iartă-mă, n-aveau... Erau obișnuiți să, să se ducă la sală. Adică jucătorul de acolo, până la urmă, nu interesează. Și mai auzeam, că uite, o iau, cu nutriția. Auzeam pe, citeam pe, la un moment dat într-o publicație în care antrenorul de la Universitatea Craiova, Dan Vasilica, spunea că nutriția la jucători este de vină, că noi nu mai trebuie să dăm. Dar nu ești tu obligat să-mi dai mie mâncare. Eu trebuie să știu ce să mănânc și să se facă mie bine. Bravo. Eram în Bulgaria, jucam în campionat la Levski Sofia, aveam până și pizza pe masă. Puteai prăjituri, să mănânci, mănânci ce vrei. Da. Nu joci, asta e, nu mai poți, ieși afară. Te-ai accidentat? Au zis, dar e un material senzațional de acum vreo, cred că chiar de acum, de la întoarcerea lui Cristiano Ronaldo, la al doilea descălecat la Manchester United, și povestea, cred că de Hea sau cineva, și a zis că aveam lava chei, curgea așa, și zice, în momentul când l-am văzut pe ăla cu două ouă, ei aveau acolo și seara, a zis cu șunci, cu nu știu ce, ăla ce a venit și a luat două ouă și niște salată. Li și s-a făcut rușine. Exact. Da. Unul din ăsta șmecher, mi se pare că de Hea, dar e interviu și a zis exact, iar a venit ăsta să ne facă de râs. Da, 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 da. Pentru că și ăla ar fi putut, era pe apus de carieră. Da. Asta că de la noi, pentru că noi nu avem personalitate. Corect. Uite, vezi, noi nu știm astea. Noi încercăm, din păcate, cum și în orice, încercăm să controlăm. Nu să dăm libertate. Noi nu avem libertate ca jucători de fotbal. Noi nu avem. De ce? Pentru că jucătorul român nu are personalitate. Și atunci ce face? Vine antrenorul, vine președintele, îi face meniu. Asta mănânc. Și stai puțin, da, poate eu am o intoleranță, poate eu nu pot să mănânc așa ceva, poate mie îmi face rău. Analize și restul noi nu avem, noi suntem amatori. Sincer, noi suntem amatori. Perfect, el îți face ăla. Dacă știi că ai mergi cu niște germani care mănâncă exact ca la carte, ideea n-ar trebui să mănânc și eu la fel? Adică la echipa mea la care eu dau banii? Bun, eu sunt nebun, ca patron vreau să-ți fac și nutriția. Adu-ți nutriționist în primul rând. Nu poți tu ca om să le știi pe toate, să le știi pe toate și să-i spui ce să mănânce și ce-i face lui bine. Adu-ți nutriționist. În Cipru aveam nutriționist. Dar nutriționist nu pe grup. Fiecare în parte venea și ne măsura. Și ce însemna asta? Tu erai practic obligat în ghilimele nu sau nu obligat, chiar? Îți dădea niște repere. A, și el îți spunea, păi spunea pe bază acestor repere, da, tu poți să joci un meci de 120 de minute. Și ți arăta pe ce? Pe statistică. Ai obosit în minutul nu știu cât, uite acum că nu mai ești în minutul, ai dus încă 5-6 minute în plus. Pe faptul că ai mâncat paste sau nu știu faptul ce. Faptul că ai mâncat și spriește și adică lucruri care îți fac ție bine. Că doar așa poți să faci. Că corpul are nevoie de anumite... Dar sure că nu înțeleg ceva pe parcursul ăsta. Tu explici perfect. Bun. Eu dacă am o echipă de fotbal, eu sunt patronul, eu dau bani. Suntem orgolioși.
Nu poți să-l chem pe ăla să-i dau 30.000, 3.000 de ron pe lună, 5, nu știu cât. Eu cred că și băieții ar da bani de la ei. Bă, corect. Ia dați-mă fiecare câte 100 de euro să-i dăm ăstuia care vine, nu? Corect. Și ăsta ne ajută să câștigăm meciuri și noi la sfârșit să luăm prime și așa mai. Adică nu cred că e o inginerie. E dacă lumea din afară cum o face. Cum o explici tu? Mă uitam acum. Eu când am fost în Cipru, la echipa la care eram eu, era antrenor spaniol, care acum este la echipa națională, nu știu unde antrenor. Preparatorul acum este la Barcelona, la echipa mare. Deci, de ce? Pentru că ei au avut un proces prin care spuneau în felul, nu mă interesează ce mănânci. Nu mă interesează. Sunt niște repere. Grăsimea din corp trebuie să fie așa. Ok. Nu mai măsurăm cântarul. Luăm, iau cântarul. Băi, n-are legătură cântarul. Gradul de grăsime pe uite, care aici le-ai. Încep să-mi placi când îmi spui că n-are legătură cântarul, eu deja vorbesc. De gradul de grăsime, știi? Dacă schia grăb, vreau să te iau în brațe, da, că n-are legătură. Nu suntem pregătiți pentru anumite lucruri, nu suntem pregătiți. Și cu educația financiară și cu fotbal, niciodată, și cu sport, nu suntem pregătiți. Bun, dar odată îmi trebuie să existe un moment zero, că uite, mergi și momente sunt. Îți dau ăia 5-0 acasă, 5-0 în deplasare. Momente sunt. Dar nu suntem noi de vină. Nu jucătorii sunt de vină. Bine, am trecut peste, am sărit, haide-mă că mai vine o calificare. Noi trebuie să ne bucurăm dacă suntem aproape de calificări din punctul meu de vedere. Pentru că nu suntem. Ăsta este nivelul nostru. Toate au crezut că noi suntem acolo. Finlanda, ajută Islanda. Da. Despre ce vorbim? Dar cu educația financiară ei cum stăteau? Că acum la tine e defect profesional. Dând timpul puțin înapoi. Hai să ne gândim în Cipru, în Israel sau în astea. Din ceea ce vedeai tu, că nu le țineai tu banii sau astea. Ei erau... Investeau. Aveau care investeau. Investeau în bursă. Cumpărau acțiuni. Da, asta zic că noi suntem mici, pentru că noi habar n-avem, stăm în bula noastră. Haralambus, că am fost coleg cu el. Laic. Brav! Am fost coleg cu el, laic. Omul la fel. Deci n-am văzut om să citească, om care se interesa de fiecare de... Antrenamentele pe care le facea la Steaua, cu siguranță le-am făcut și noi la AEC. La FCSB, că trebuie să te... Scuze-mă, la FCSB. Da. Pentru că ce făcea? Nu l-am văzut niciodată să treacă antrenament în care el să nu-și copieze antrenamentul pe care l-a făcut sau să-l scrie. Făcea antrenament și apucă și îl scria. Da. Bun, nebun. Cum el era acolo, cu încă 5 de la alți 5 antrenori pe unde trecuse. El tot timpul și le-a avut. Le pune era dedicat, și... perseverență. Pentru că noi asta nu avem. Și românul de ce nu poate să fure de la unul, nu de la el? Să furi, nu le avem. Eu cred că până la urmă... Nu ne-am născut cu ele. Ne-am născut cu multe alte calități. Dar de ce nu furăm de la un din ăsta? Ia mă ce face ăla. Suntem prea orgolioși. Știe ăla mai bine ca mine. Da, îți folosește ție când întorci în România peste 10 ani, peste 8 ani. Corect. Când te apuci de antrenorat. Corect. Că nu te mai găsești cu Haralambus. Corect. Ca să te vadă ce cum ai copiat ăla de la mine. Corect. Da, și dacă... Și mie să copiez. Nu, hai să zic ceva, fii atent. Ok, și dacă copiezi, care e problema? Da. Nu cred că plagiat. Spune... Nu-i plagiat. Și nu-ți va spune niciodată ce faci, mă, de ce copiezi de la mine. Nu, dar hai să zic ceva, fii atent. Toți antrenorii din Spania, toți preparatorii din Spania sunt conectați la un program. Toți. Scriu acolo și le apare antrenamentul. Eu știu asta pentru că preparatorul fizic de la Barcelona, eu m-am dus la el și am spus că vreau să-mi dea și eu un antrenament și am intrat cu el și-a luat. Nu pot să cred. Ba da, toate. El intră acolo? Da, sunt antrenamente încărcate de antrenori de ani de zile în care au o bază de date. Deci n-au de ce să ascundă. Pentru ce? La români ar fi, nu-i da nimic, e meci mâine. Da. Stai, nu vorbi cu ăla la telefon. Suntem colegi, suntem prieteni, stai puțin, nu suntem Ucraina și Rusia să ne războim. Suntem prieteni, ieșim la cafea și dacă vorbesc cu ăla... Acum nu știe nimeni cum o să joace FCSB-ul sau Iașu sau... Da, în funcție... Bun, deci tu aveai coleg la Cluj care lucra cu Bitcoin. Astea băieții... Așa cum lucrează, așa cum are. S-a mutat în Slovacia și m-a sunat cu video, era cu calculatorul în spatele de Ethereum. Cred. Ba da. Și rădeam deci omul chiar priceput și dedicat, nu urechist. Da, priceput. Păi exprinzi urechile dacă nu... Ei, mă înveți, Cătălin. E ușor de învățat. E sincer ușor de învățat. Tu, când erai fotbalist, care era situația din punct de vedere al educației financiare? Dar fără să râdem, fără zero, să... Zero. Nici nu exista așa ceva. Educația mea financiară era cât să schimb euro în ron, sau invers. Care era... Atâta știam. Da, nu... Și nici când auzeam de acțiuni, adică auzeam așa de acțiuni, sau că devii acționar, eram totul pe principiu, ok, trebuie să mă duc să cumpăr și să-mi dea foaia, știi? Că sunt acționar. Da. Asta aveam. Dar ceilalți din echipă, ceilalți colegi, nu știu, suntem aceeași bulă. Suntem în vestiarul nostru în care sunt doar discuții de fotbal, contextul în care suntem, o știre, atât. Nu se discută... Bun, și cei de la Real Madrid, acum lumea o să râdă. Ha, 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 ei oare discută? Nu știu, întreb. Păi, oare discută altceva? Gerard Piqué.
are fond de investiții. Da. El are fond de investiții. Fotbal, are cupa, da, dar are fond de investiții. Concurență la cupa Davis, el face da, multe. Adică, dacă ei pot, ok, noi spunem, băi, dar noi nu avem banii aia. Te puțin că nu. Banii tăi sau faci cu banii tăi ce da. Poți face? Cumperi o acțiune, că s-a listat hidroelectrica. Cât ți-au cumpărat acțiuni? Știi cât, da, dar știi, știi România, știi câte, câte acțiuni s-au cumpărat? De câți bani? Una, dar nici aia nu era de acțiune. Bani? În două zile? Nu. Un miliard de euro. Un miliard de euro. Un miliard. În două zile. Bun. Suntem amândoi bănuiesc de acord că fotbalistul român, cum și ea, cum nu și ea, dar e cu mult ca nivel salarial sau ca nivel financiar peste ceea ce e. Adică ar putea să investească. Asta n-ar fi o piedică, corect? Corect. Spre deosebire de un muritor, de un om normal care se uită acum la noi. Corect. Bun. De ce nu o face tot din orgoliu? Adică de ce nu? Nu face din orgoliu. Dar de ce nu lasă unul ca tine să vină să-i spună, tu fiind și mai apropiat de, bă, eu sunt ăla care am fost coleg cu voi până acum 5 ani. Singurul care m-a sunat și singurul care am vorbit cu el, da, am telefonul acolo și chiar mi-a dat mesaj și îmi zice, băi, băi Ninu, dacă aveam mintea și resursele de astăzi, atunci? Când eram atunci și am jucat împreună la FC Național cu Ovidiu, cu Burcă, da. Eram departe. Vreau să ne... Da, cu Ovidiu. Și mi-a zis, vreau să ne întâlnim și vreau să facem un proiect pe educație financiară după ce promovăm. Am conversațiile cu el. Nu, de ce? Pentru că... Da, dar cu unul, cu o floare nu se face primăvară. Și dacă spuneai Cătălin 10 inși, mă uitam la tine cu da, altul. L-am pe Mihai, pe Teja, care investește. Investește în bursă de aproape un an de zile. Foarte tare. Dar lucrurile astea... L-am pe Dorin, pe Goga. La fel. Făcute, cunoscute, bine. Nu cred că, nu cred că îi deranjează dar pe nu, ei. Da, că... Investesc că... în ei. Investesc da. În ei. Asta fac. Oameni care... Și-au dat da, seama. Nu și-au luat, cum zic eu, mașini scumpe, gagici, tatuaje și nu știu ce. Și-au luat și da, da, și... e ce vrei tu. Da, dar uite, numele pe care le-ai spus tu până acum sunt și un pic altfel ca oameni și cred că contează și asta. Eu zic că până la urmă nu neapărat. Cred că bă, contextul în care noi suntem, oamenii... Credere ai nu oarbă, să zicem, dar și avea o credere uriașă în tine pentru că, bă, tu ai venit din iarbă. Și ai făcut treaba asta și ești director adjunct. Deci ai crescut. Bă, de ce n-aș avea încredere direct? Bun, poți să mai dai și rateuri, poți să mai dai și... Da. Dar ideea e că nu trebuie să aibă încredere în mine. Da, te-a sunat să mă întâlnesc cu tine. Să informați, adică eu pot să-i dau aceleași informații pe care le dau tuturor. Băi, Ninule, m-am retras, gata, s-a terminat. Stau 3 luni liniște, numai la mare, după care vreau să mă întâlnesc cu tine. Nu? Da, au numărul meu, știi să cărteșea. Știu de unde te ia. Da, sunt colegi care mă uită. Aici Alin nu mai Bulica vine să mai scrie. Spui de mentalitate. Că, bun, ba, am înțeles. Nu, nu cred că e tot de mentalitate. Adică de a începe ceva nou. Decât să investesc într-un teren de fotbal la mine în oraș unde sunt șmecher, că eu m-am retras și nu știu ce, mai bine îți dau un telefon. Da, de notorietatea pe care o câștigă. Da, ai perfectă dreptate. Nu, e... Până la urmă, ceea ce căutăm noi este notorietatea. Mulți care, în momentul în care îți renunță la fotbal, încă vor să fie în centru atenției. Sunt alții care nu vor asta și care fac și, și altceva pe lângă fotbal. Da, dar e un Gardoș care a terminat și a doua zi dimineață s-a apucat să construiască la Râmnicu Vâlcea sau unde construiește cartiere întregi, blocuri întregi a făcut omul. Adică n-a stat să investească într-un teren de fotbal după aia zică, a rămas săracul, e păstă. Da, imediat și-a dat sunt seama. Oameni care au făcut. Adică oameni Ropotan descupați. La fel. Aceleași... Au avut cu ce să înceapă, au avut de unde să înceapă, dar... Da, au ținut conști de ceva. De un ajutor venit din partea cuiva sau de un sfat, hai să zicem, un sfat. Sfaturile sunt bine. Că trebuie să fii și cu mintea un puțin deschis. Tu e clar ca fotbalist, n-ai cum în perioada aia să te ocupi. Nu cred că poți să spui tu cască să mergi să supraveghezi lucrările pe un șantier, decât n-ai cum, Ninu, n-ai. Să te uiți doar să zici, mamă, ce mișto arată sau ce frumos e. Rest, n-ai cum, că tu mâine ai meci. N-ai cum, mâine. Nu, n-ai cum, e imposibil. Ok, nu ai meci, dar peste 3 luni, 6 luni pleci din orașul ăla. Nu te pricepi, nu... Da, ideea e că trebuie să faci ceva, trebuie să faci ceva cu... sunt o grămadă de informații acum pe care le poți lua. Sunt informații de pe educație financiară. De, tot încercăm să venim către ei, tot am încercat să venim. Am făcut parteneria cu Emilian, cu Holubei, la fel. Ce vrei să spun, că s-au conectat doar doi capitani din Liga 1 și Liga 2 la curs? Doi. Doar doi, în care noi am făcut special doar pentru ei. Și așa, băi... Avem curs de educație financiară. Haideți să nu facem curs. Păi, e o discuție de două ore pe care să o avem cu toți capitanii la nivelul Ligii 1 și Ligii 2. Confirmare, da, ne conectăm. Doi s-au conectat. Balaur și Balaur. Portarul și fundașul. Doi oameni. Da, este...
Și după aia nu avem. Federația curs de reconversie profesională, nu știu, dacă e mult spus, dar ce facem după ce ne lăsăm de fotbal? Și au fost trei. Pentru că noi, de ce? Noi acum ca oameni. Gratis. Da. E, asta cred că e o problemă. Că dacă le-ai dat cu bani ar veni mai mulți? Dacă le-ai dat cu bani i-ar motiva. Dau 500 de, ce? De bă, euro, hai că hai să plătesc. Se da. Merge cârdeșii asta, cum se da. Spune. Am plătit, hai bă că plătești. Mă duc. Sau mă duc, am dat bani acum, știi? Da, da, da. Dar în momentul în care e ceva gratuit, trebuie să înțelegi că este și un plus valoare acolo. Da, așteaptă de că pe mai departe să fie și lucruri pe care le poți, trebuie să le plătești, să iei informații din ce în ce mai mult. Așteaptă-te, nu zice nimeni asta. Dar în primul rând vine și vezi dacă este sau nu de tine partea de educație financiară. Bun, dar tu le vorbești altfel. Ei cu... Adică înțelegi ce spun? Că da, tu da, bat monedă pe treaba asta. Dom'le, eu când vin, X vine îmbrăcat la costum, la cravată și intră într-un vestiar, unde sunt bagabonței? Da? A, oleam venit ăsta cu educație financiară. A, da, mulțumim, frăcin, l-am zis mă pe ăsta. Da, știu, da. Da. N-am o problemă. Bun, dar tu când nu, de afară când ar veni unul X. Așa, dar tu în momentul în care, da, în momentul în care intri tu, păi stai că ăsta a fost de-al nostru, ani de zile, 20 de ani. Da, dar e greu, nu vezi că nu încă n-am, e singura echipă care ne-a primit și care a vrut să facă ceva, Farul Constanța, da. Cu Ovidiu, la fel, Burgă, care el m-a sunat și am discutat cu el, la fel există posibilitatea. Da, și nu poți să-i obliși pe oameni asta, nu e chestie pe care dă o liga sau federația, dă o... Până la urmă îi spun, bă, dar ce aveți voi de câștigat? Ce avem de câștigat? Dacă voi reușiți prin intermediul nostru, cu siguranță mai departe o să recomandați. Da, da, corect. E cel mai bun marketing. Dar, hai să ne întoarcem puțin la tine, că rămăsesc și acolo și e senzațională povestea. Deci termin, te sună Alex și te duci. Nu, l-am sunat eu cu video și da, și cum zis suntem după, prieteni, hai să facem, revedere, să glumim frumos, între noi, știi, să glumim între noi. Bă, ce faci? Hai vino să vezi. Am ținut curs atunci cu Răzvan Gheorghe, care acum este coordonator pe România. Și îmi spune, bă, Răzvan, nu e de mine, n-am eu ce să fac aici. Bă, ai răbdare, nu te, de ce te grăbești? Ce ai după făcut? Prima zi. Prima zi. Bine, vrea să ies după o oră jumate, dar na. Hai zis să stai. Da, hai să stau măcar două ore. Da, da, veni până la birou acolo, hai să stau. Mi-a zis, ai răbdare, sunt 4 zile. Băi, nu plătești nimic. Ți-a luat cineva bancă, ne-ai plecat de aici, ți-a pus să plătești sau să dai? Nu, ok, stai 4 zile. Ulterior vezi dacă este sau nu de tine. Zic, bine, hai că stau. A ajuns acasă, i-am zis soției, i-am zis maică-mea, băi, uite, vreau să mă să fac. Ce să faci tu acolo? Ce să deci mentalul nostru? Da, mentalul, pentru că, da. Dar nu sunt ei de vină. Noi transmitem da, asta. Da, fotbalistul și sportivul n-are, mă. Da, noi transmitem asta. Noi personal. Și mai departe, da, presa ce promovează, da. Ce se cumpără. Da. Și ce se vinde. Da. Era poantă ieri pe Times New Roman că un fotbalist a făcut nu știu ce investiție cu tare și incredibil. Da, știi? Incredibil. Un fotbalist, da, era pe Times New Roman ieri. E, momentul ăla în care după 4 zile mi s-a prezentat și partea în care pot să aprofundez și să deja să pun în practică și deja să facă investiție după 10 zile, 15 zile în care am fost la curs, hai mă să văd despre ce e vorba. Ulterior, Alex m-a întrebat, ce vrei să faci? Mai rămâi cu fotbalul? Nu mai rămâi? Și am zis, bă, nu aș mai vrea să rămân, chiar nu mă mai interesează. Și zic, bă, uite, eu chiar am nevoie de oameni care să și transmită ceea ce învață. Crezi că ți-ar fi bine? Că văd că rezultate încep să ai. Și da, de ce nu? A durat 3 luni de zile să mă pregătesc și am devenit trainer prima dată, în care țineam cursuri live în Piața Victoriei, țineam, nu în piață, dar la birou. Dacă nu te-ai văzut niciodată, da, da. Am mai trecut acolo și nu erai. Și țineam cursurile cu oameni și aveam cursuri gratuite, 4 zile în care nu aveam niciun beneficiu. Niciun beneficiu financiar. Băi, dar era o satisfacție. Aveam o satisfacție pentru că transmiteam informații care pe mine mă ajutau. Și transmiteam informații oamenilor care veneau de la zero. Oamenii te recunoșteau? Nu. 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 Nici n-aveam... Ei veneau la trainerul de la ProfitPoint. Da, eu oricum am o glumă când intru prima dată în cursurile practice, aveam o glumă. Întrebam cu ce se ocupa sau și spuneam, facem așa, făceam un sondaj. Cu ce credeți că m-am ocupat înainte să țin curs? Și începeau toți, nebuneai. Ai dat cu mătura, ai fost... N-aveam, eu râdeam. Și spuneam, ok, uitați-vă la voi, când o să vă zic ce am făcut, am jucat fotbal. Toți începeau să râdă. Da. Și deja, eu mi-asum asta. Păi am fost fotbalist, mă bucur. Dar ceea ce vreau să fac de acum înainte este să promovez ce puteți să faceți și voi. Dar să învățați. Atâta. Atâta. Nu este greu. Și gândește-te că sunt oameni care vin și acum... Sunt oameni care lucrează cu compania noastră
cu mine personal de 5 ani jumate de când sunt în companie. Deci acum sunt comul respectiv. Pentru că noi când îi spunem că termină un curs și pe are lifetime membership, ha, el nu crede. Nimeni nu o să creadă. Și la, după 5 ani de zile, când îi întreb, ia zic, ai crezut? Băi, sincer, nu aveam, nu credeam că o să faceți asta. Dar ție nu ți-a fost greu? Ție? Nimeni. Nu a fost că n-am renunțat de tot la fotbal. N-am rupt total fotbalul. Dacă rupeam total fotbalul și mă făceam retragere, cum se spune, între ghilimele, da, și nu mai jucam deloc fotbal, cu siguranță. Dar continuu la nivelul... Pentru că n-are nicio legătură chestia de educație financiară cu fotbal. Adică nu găsești nicio... Știi? Dar, din contră, fii atent, uite, care aici le spun tot timpul. Băi, sportivul are inteligența emoțională mult mai dezvoltată ca un om normal. Pentru că trece prin stări în fiecare săptămână sau în fiecare zi, se întâlnește cu persoane cu caractere diferite, în fiecare an schimbă anturajul de vestiar și atunci el trebuie să se adapteze în funcție de ceea ce găsește. De fiecare dată, corect. Gândește-te că sunt oameni care, dacă au un eșec, intră în depresie, trec 3 luni, 4 luni, până să treacă peste eșecul respectiv. E, un sportiv în fiecare săptămână poate să aibă eșec. Pierde un meci. Mâine se trezește, gata, te scuturi, intră iar că trebuie să joci. Are alt meci. Câștigi, extaz, nuntă, trec 3 ore, băi, gata, cam iar meci. Da. Asta te călește, de fapt. Nu lucru care stai protejat în bula ta, auleu, nu, să nu pierzi niciodată. Nu, asta te călesc. Și lucrurile astea, probabil, pe noi ne-au călit în așa fel încât, dacă ești dispus să faci un sacrificiu, eu cred că orice sportiv poate să facă ce își propune. Indiferent că e sportiv, că, nu știu, că joci fotbal, handbal sau basket sau ce ai jucat. Bun, până în 1990, să zicem că înțelegeam treaba asta, domnule sportivul, fotbalistul, să stai acolo cu fotbalul lui. Dar acum de ce e mentalitatea asta la fel? Adică de ce ne bufnește râsul când un fotbalist vine și spune, uite, domnule, eu predau cursul de educație financiară? Nu vorbesc serios. Cred că e ceva involuntar. Uite, mă uitam și acum cu Denis, cu Alibec. Comparație că s-a întâlnit și el era îmbrăcat, nu știu, da, cum. Și ce legătură are? Foarte bine. Că Ianis Hagical, foarte bine, așa sunt ei. Dar dacă îi vezi tu acum că sunt îmbrăcați așa, înseamnă că îi patează, înseamnă că arată că... Nu, așa se îmbracă, așa se simte el bine. Nu avem noi de unde să știm dacă Alibec vreodată își face sau investește în ceva, sau Ianis, sau... Nu trebuie să-i luăm doar ca pe o imagine. Prima imagine și gata. Pentru că noi așa ne-am setat. Au venit mulți sportivi în ultimii 10-15 ani care au avut cuvintele la ei. Și care nu mai fost cu, adică pornind de la Ana Maria Brânză care îți vorbește și așa mai departe și până la Larisa Iordache, care, adică și cei mai tineri. La tine, la Alex, la nu știu, sunt la Gardoș, la Sân Mărtean, adică încep să fie din ce în ce mai mulți. Te întreb în felul următor. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Gândește-te, iau un director de bancă care toată viața a stat în bancă. Și unul care a plecat la 7 ani la fotbal. Da. Și el în felul următor. Pe zi. Exact. Și a schimbat, aproape în fiecare an a schimbat anturajul, echipa, locul. Corect. Versus ăla care a stat 20 de ani care a avut tot timpul în locul lui. E, gândește-te la, dacă mâine se închide tot, ce face? Se oprește, pentru că el toată viața asta a făcut. Bun, dar pe voi nu vă ajută școala vieții? Cu 2 i? Ba da, te ajută, tocmai. Că pe voi vă ajută, clar, tocmai, să te descurci în anumite situații, da. Tocmai, dar numai... Cred că din punctul ăsta de vedere trebuie să tăiem puțin asta de a repara și să prevenim. Da. Adică am înainte de a se exact, întâmpla. Exact, înainte de a se întâmpla să rămân de fotbal, hai să găsești ceva să fac. Tu ai fi lăsat banii tăi pe mâna cuiva cât erai fotbalist? Nu, niciodată. Nici acum. Nu. Să fi venit cineva să spună, uite, domnule, facem asta, stăm de vorbă, discutăm, analizăm, nu îți iau eu banii și mă duc și... Mi-am luat șuțe pe stai și investesc în nu știu ce. Nu. Am avut momente în care mi-a luat țepe fonduri europene. Exact cum am lăsat de fotbal, am vrut să fac cu fonduri europene și am fost... Și soția zice atunci, nu, că sunt primit bani din casă, nu-i da, și am zis, bă, am încredere. Și aia s-a dovedit că am avut încredere bună. Dar, da, și nu cred că aș face asta. Nu cred. Și nu recomand nimănui să dea banii mai departe ca cineva să-i gestioneze. Bun, nou, Cristiano Ronaldo are timp să investească în ceva? Vin niște consilieri, niște, nu știu, ok, poate m-am dus prea sus. Nu știu, un fotbalist de top. Bun, fotbalist de top. Care este programul pe care are un fotbalist de top? Non-stop e la... Dacă are Liga Campionilor, Cupa Țării Respective, campionat și echipa națională... Corect. Atunci, are în momentul în care ești de top și ai și îți permis, poți să ții un consilier privat, asta zic, asta financiar, spun, care da, să-ți facă asta, da, pentru tine.
Dar așa să-mi spui, noi în România încă nu avem programul de fotbaliști. Noi nu avem program de fotbaliști. Încă o dată, că iar revin. Suntem amatori, nimic. Avem program de amatori. Vii 3 ore, 4 ore la stadion și pleci acasă. Adică n-ai meseria de fotbalist. Nu, nu este. Poți vorba ta lejer să mai faci ceva, exagerăm acum. Ba da, poți să faci. Poți să faci până la urmă. Că ai, vii 3 ore, vii de dimineață de la 9, la 8 ai prezența, la 9 jumate ai antrenament, la 12 ai plecat. E, uite-te în Liga a doua din Anglia, că sunt o grămadă de tutoriale pe YouTube în care îți arată viața din ziua unui fotbalist. Corect. Dimineața ce înseamnă? E, acolo poți să spui, bă, ăla n-are timp să facă altceva. Ăla e profesionist. Exact. La 8 la exact. 10 noi seara. Avem posibilitatea să facem. Până la urmă ți-a cât îți ia o jumătate de oră pe zi poate să-ți ia. La început, într-adevăr, e mai greu, că sunt 2 ore pe zi pe care tu trebuie să le faci. De ce? Tocmai pentru a-ți crea un obicei. Păi și cine să te învețe dacă tu ești plecat de acasă de la 10 ani în cantonament? Că până acolo e familia. Nu prinzi multe. Sau la 7 ani. Statul nu are cum să te învețe și nu e treaba lui. Nu există stat aici. Eu cred că aș face... Și de la echipă sau cine. Exact. Dar tu schimbi 7 echipe în 12 ani. Până la urmă, nu sunt jucătorii sau... cei care sunt reprezentanții. Cred că eu ca patron, pentru că eu vreau să-mi protejez... Vreau să-mi protejez... Să râd că nu m-am patron, dat cu strigurel, da. Știi? Patron, până la urmă, eu sunt ce fac? Patron înseamnă că am un business. Cum te-am întrebat eu mai înainte? De ce n-aduc un nutriționist? Că ăia să... Bun, dacă mi-aduc un nutriționist, mă interesează. Uite cum face Hagi cu școala, care... copilul. Ai văzut ce a zis că Popescu în interviu în Libertate? N-are note bune? Hap! Da, de ce? Ratează antrenamentul. De ce? Pentru că dezvoltă ceva. Dezvoltă pe mai departe ceva. De ce nu aduc și un psiholog, nutriționist, ce mai am, bucătar, pe educație financiară. De ce nu aduc un consultant? Să iau un consultant financiar care... Să vină o dată la 3 săptămâni, nu știu, la... Păi și o dată pe săptămână, dacă vine 2 ore în care să-mi țină niște... să-mi arate niște reguli de a investi, să pot să fac pe mai târziu. Nu, asta nu înseamnă că trebuie eu să investesc neapărat. Cred că ăla, dacă ar fi, ar veni și gratis la o echipă bună. Adică, domne, doar să-mi asociez imaginea. Domne, eu mă duc și predau niște cursuri la FCSB. Da, sunt niște cursuri... N-am nevoie, mă, de niciun ban. Las că-mi dă firma mea. Până la urmă. Ce bani să-ți dea? Cât să-ți dea? Ok, îți dă bani, dar tu nu câștigi de acolo. Tu, ca consultant financiar, nu prea de acolo câștigi. Păi, dar ar trebui ca și eu să fiu interesat și așa. Și tu vorbești 2 ore și mă uit la ceasa aia, mă, cât trece. Vorbim de mentalitatea pe care noi avem. Pentru că noi suntem învățați în fotbal în România, doar asta contează acum. Fotbal, atât. Restul nu trebuie să te intereseze. Băi, trăiești, mănânci fotbal. Perfect, de ca la stomatolog, exact cum spui tu. Ăla îți dă din 6 în 6 un mesaj, bă, hai să prevenim. Și poate te duci că zici, decât să mă duc să facă la cu albinița aia, mai bine. Mă duc și da. Așa n-ar trebui să fie și aici. Bun, ies la 35 de ani. Și la 30 de ani mă uit în stânga, în dreapta. Și după aia zici, bă, ce dreptate aveau ăia. Ce dreptate aveau ăla, că venea de la 23 de ani până acum, bă, aveam niște noțiuni, ok, nu mă apucam eu să fiu mare broker sau mare... Da, nu neapărat. Da, dar uite, tu și cu Alex sunteți dovada vie, cum zic bătrânii, dovada vie că se poate. Cu siguranță. Dar uite și Răzvan Dâlbea. Răzvan Dâlbea este la noi în companie. Da? Răzvan este în birou din Brașov. La fel. Care la fel a venit? A vrut să vadă. Hai, mă, cum e? Ce se... Adică, oameni care vin din propria inițiativă. Noi ce știam până acum 10 ani? Beloni. Bă, Beloni e singur. Da? Dar de ce trebuie Beloni să fie era Viali, Dumnezeu să-l ierte, și-a făcut singur contract. Klinsmann și Socrates. Erau, îi numărai, ăștia erau. Da? După aia a mai apărut. Se schimbă, tocmai. Se schimbă, dar noi încă suntem acolo. Cred că în România facem schimbarea doar din vorbă. Nu, că și noi vrem să fim acolo. Era o chestie bună, vreau să fac schimbarea, dar întâi schimbă-te tu. Da. Știi? Era un citat, aștept să te schimbi tu și după aia mai... Da, antrenorul, uite, marea majoritate a jucătorilor care a fost, ca să facem cu majoritatea acordul, a fost în străinătate, se întorc aici. Eu te-aș lua pe tine deoparte, tu ca și copilul meu. Eu am 48 de ani și tu ești la 19-20 de ani ca fotbalist. Terminăm antrenamentele, o centrăm, o dăm în vinclu, facem sală. Te-aș lua un pic deoparte. Bă, tu par mai sclipitor așa. Bă, tu ce faci cu lovelele astea? Așa aș vorbi. Nu știu, mă gândesc, nu? Că cine să te învețe altcineva? Patronul și cu astea las-o moale, că nu. Deci fii atent, când îmi zicea... Școala nu ne-a învățat. Când zicea Nea Sorin Cârțu. Așa. Și asta îmi zicea. Băi, copile. Dar zicea așa, bă, luați-vă ceva.
face ceva cu banii pe care îi câștigați acum. Era un prim pas de educație financiară. Mă rog, cum era el acolo? Da, da, de ce? Pentru că spunea, băi, deschideți un business, deschideți ceva, fă ceva cu banii pe care îi câștig, pentru că asta vine vremuri că nu mai... oamenii, fotbaliștii l-ascultau? Ei, hai de mâna, Sorin, spui tu ce-ți fac acum eu cu banii. Altă dată. Astea sunt niște lucruri pe care noi ar trebui să renunțăm. Pentru că ei la vremea lor la Craiova Maxima și astea nu adunaseră niște bani. Normal. Șpriți mergeau, jucau meciuri cu tare, toată lumea iubea. Când s-a terminat în 84, 85, 87 cu Craiova, hop! De asta, dar hop! Sunt oameni care vor să transmită, noi nu suntem pregătiți să primim informațiile respective corect. Și spunem, ori toate sunt greșite, ori toate sunt bune. De asta trebuie, până la urmă, inteligența pe care... Voi aveți o muncă de Sisif. Hai, nu știu dacă de Sisif, dar de dus. Adică încerci, dar de fiecare dată, sau 90% dintre cazuri, te lovești de niște uși închise. Și atunci, la un moment dat, bă... Iar vorbim de mentalitate, iar trebuie să fim pregătiți. Dar în celelalte sporturi e la fel, că lumea zic, bă, vorbim numai de fotbal, la educație din financiară. Păi, hai să luăm... de fotbal. Nu știu, basketul sau handbalul sau astea. Ai semnale că... oamenii de acolo investesc, că oamenii de acolo n-am auzit. Nici eu n-am auzit, mi-e greu. Adică dacă nu sunt fenomen... Nici nu știu să zic exact, dar nici n-am văzut așa. Dacă aș fi fenomen, probabil că da, dar mă gândesc că handbalul care se mai apropie ca salarii de fotbal, poate să mai fie. Da, e singurul. Fotbalul în România, sportul în România nu este așa de... Pe la două, trei vârfuri. Tenis mare. Mă gândesc și cei care investesc și fac blocuri și așa mai departe. Dom'le, e ceva foarte ok. Da, eu investiție. Nu mă duc mai departe cu bitcoin-uri, cu cripto, cu nu știu ce, că îmi prind urechile. Te fi mai ușor asta, crede-mă. Știu, dar uite, domnule, fac treaba asta. Am avut niște bani, mi-am luat mașină de aia să deschide așa, trei tatuaje și ajunge. Da, până la urmă poți și o casă șmecheră. Dar după aia am început și am făcut, uite unde aia, să-i las și eu ăstuia mic. Chiar ca babele din... Din păcate... Nu este normal că și celălalt să fie blamat că își cumpără o mașină. Păi toată lumea își vrea să-și cumpere o mașină. Dar atâta timp cât îți cumpere o mașină și nu îți depășește 10% din avere, e ok. Depășește, după aia aici e o problemă. Da. Pentru că mai stăteam în Berceni, aveam spatele blocului pe cineva care avea Ferrari, dar de la etajul 4 nici draperii n-avea. Pe bune? Serios. Dar își luase omul un Ferrari. Și nici, bine, nici nu plătea la loc de parcare, are Ferrari, poate să parchezi oriunde. Lucrurile astea în casă, sunt, dacă voi. Da, dar totul pleacă de la mentalitate și nu poți să educi un om financiar atâta timp cât el nu vrea. Asta e și clar. Și niciodată nu se accepte sfaturi pentru că el crede că știe mai bine ca tine. E cel mai greu să lucrezi cu astfel de oameni. Bun, dar la Faru cine a fost de acord? Adică Hagi, cine, Gică Popescu? El a venit, tocmai. Alex a vorbit cu Hagi și Hagi a fost și, Hagi care e până la urmă cu educația. Îți dai seama că el nici n-a stat pe gânduri. Gata. Ce aveți nevoie? Nu da nume, dar s-a mai încercat și la alte cluburi? Da. Nu, la toate. S-a mai încercat, da, au mai fost discuții. Și uși închise. Da, facem, revenim. Nu acum e perioada aglomerată. Da, în momentul ăsta, normal, discuția noastră termină. Că dacă, știi? Păi s-a mai încercat, da. Și nimic. Hai, noroc, o zi plăcută, ne mai vedem la turneile de mini fotbal. Vezi, e greu să le... Adică e greu să te duci către oameni pentru că în momentul în care tu le dai o soluție, vin deja cu probleme la soluția aia. Băi, hai să faci, uite. Da. Hai, vedem, uite, facem un plan. Pe cât? O dată pe lună. Bine, am repetat de zeci de mii, vorba lui Gigi Nețoiu, n-am zis-o, dar mă repet, din educație financiară sau din educație sexuală sau din educație orice fel, la noi educație ne sperie din sintagma asta, nu financiar. Că până să ajungem la financiar, la noi e chestiune de educație. Asta noi trebuie să înțelegem, este o educație. Educația înseamnă, băi, mă învață ceva să previn în caz că voi avea perfect, probleme. Ține-ți ideea o secundă. Ai fost în Cipru, ai fost în Israel, n-au jucat numai ciprioți sau români acolo sau numai cetățeni evrei, da? Da. Bun, jucai și cu alții, de alte nații. Ei toți au altă mentalitate față de noi? Adică ei toți sunt drepți, buni, cinstiți, cu tare. No, păi no, și atunci no. Ce se întâmplă? Ei de ce? Pentru că, uite, e vorba... M-am aprins un pic. E vorba de echipele astea mari unde se duc jucătorii români. Acolo au columbieni, am zis de 1000 de ori, Doamne ferește, fără să jignim vreo nație. Mă, dar toți sunt mai boliviene, ecuadorieni, peruane, argentinieni chiar și așa mai departe. Ei toți vin cu altă mentalitate și zice, dar nu te mai aprinde, oprișene, da, vor să muncească să facă rost de bani. Dar nu neapărat că vor să muncească. Sau... Și bă, cred că până la urmă... Brazilieni, uite, dăm zi comparativ cu brazilianul. Nenicule, ăla vine dintr-o favelă, e amărât, e cu tare, e... Da, da, fii atent. Ce se cultivă în Brazilia? Ok, amărât, e vrea fotbal. Că scapă de sărăcie. Bă, dar o face din plăcere. Bă, și la noi o faci din obligație când joci la... Într-un campionat mare?
nu neapărat. Nu suntem pregătiți să facem asta și la, probabil în momentul în care ajungem la un nivel mare, noi în subconștientul nostru spunem că nu merităm. Noi. Dar ăla care vine din Brazilia, dar ăla care vine din Bolivia, are personalitate care vine din Kenya, toți? Da, el are personalitate și spune, bă, sunt bun. Am venit, am ajuns în ce înseamnă că merit. Merit. Noi ce facem? De ce? Are Hagi o vorbă care, bă, pe mine m-a ținut și mă ține așa. Nu păcăli fotbal. Păcălești fotbal, fotbalul te păcălește. Da. În momentul în care tu te simți că te-a băgat impresarul, te-a forțat, ai avut un meci bun și ai prins contractul carierei, subconștientul tău ce zice? Bă, nu merit aici. Și te sabotezi. Asta faci. Nici unul n-a meritat? Ba sunt, care merită. Da, avem 10 jucători români. Avem 10 jucători români în toate timpurile. Da, da, n-avem mai mulți. 15, 20, da, am transferat 500. Dacă sunt și s-au întors cu coada între picioare, cum se spune, înseamnă că asta a fost marginul pe care l-au putut. Vin la voluntari. S-au întors toți la voluntari, împrumutați. E în București. Toți vin împrumutați la voluntari. N-a avut ceva cu mine. Toți au ceva cu jucătorul român. Toți au. Toți au. Eu, uite, eu am fost, că nu vreau să-ți zic. Tu ai simțit asta care cu jucătorul român ceva cu tine? Da, în Bulgaria. În Sofia. Eu așa am învățat bulgară. Ăla nu vorbea nimic. Nu că nu vorbea, venea și ținea în cameră, că eram, stăteam în cameră singur înainte de cantonament, înainte de mes, stăteam singur, venea și îmi vorbea în bulgărește. Cred. Ba da, îți dau cuvântul meu de onoare. Și ce înțelegeai? Nimic. Nu înțelegea nimic. Păi și am dedus, am că... Da. Și ce? Ai înțeles? Da. Dar nu înțelegea nimic, deduceam. Tu nu știai ce ai de făcut după aia pe teren. Nu știam, dar trebuia să zic, bă, ce fac? M-a băgat în teren. Asta e. Trebuia să mă lupt, să demonstrez și de asta deci am reușit. Deci aici, la propriu, are ceva cu mine. Poate să aibă cu tine. Poate să aibă cu tine, dar asta nu înseamnă că, băi, te-a adus acolo, te-a vrut, nu te mai vreau, ok, pleci, te duci în altă parte, nu te dă nimeni afară din țară. În Cipru, la fel, am stat, am jucat la AEK, am terminat pe locul 2 în Cipru. Am jucat preliminarii Champions League. Nu am fost chemat niciodată la Naționala Mare. Nu meritam. Dar n-am zis nimic, că, păi, asta este nivelul pe care îl caută antrenorul din data trecută. Nu pot să condamn antrenorul că nu mă vrea. Și după ce s-a terminat campionatul respectiv, mi-a zis antrenorul că nu mai include în planurile. Ok, gata. Mulțumim. Am bătut palma, mi-a dat salariile în avans. Cum este normal, nu le-ai în urmă, renunță tu la 6 luni ca să te dau afară. Hai, da, și pe ianuarie. Da. Nu, acolo am fost o negociere, am negociat, ei au vrut atât, eu am vrut atât, am ajuns la mijloc, ne-am bătut palma și am plecat. Și a rămas prieten bun și acum. Dar tot e o discrepanță uriașă. Noi nu ne mai pupăm cu nimic în sportul ăsta mare. Nici la nivel financiar, nici la nivel sportiv, nici la nivel nutrițional, nici la nivel... Nu ne mai pupăm cu nimic. Băi, uite, nu ne avem cu astea, dar în schimb, tată, că noi cem acolo suntem fit și băgăm 8 de 400 de nebunește toată lumea. Fii atent. Știu că o să-mi iau hate și iar o să fiu sunat, cum am fost sunat și data trecută. Da. Asta este nivel. Foarte bine. Că mă sună sau gata. Da, foarte bine că spui lucruri pe nume. De ce? Eu spun... Hate ții când? Da, corect. Ideea este așa. Noi suntem amatori. Când ziceam Marcel Răducanu, nu cred că zice asta. Da. Să transferăm în Liga în România de amatori. Deci eu aveam o ură pe omul acela. Eu nu înțelegeam. Dar de ce? El trăind în Germania, văzând nivelul care este acolo. Băi, financiar, nutriționist, hai să vorbim, ne uităm, știi cât se plătește la Liga a doua din Germania drepturile de TV? Cât e o echipă de primele două locuri care se bate la promovare? 20 de milioane de euro. Păi ce vorbim? Liga a doua, Liga a treia la fel. Noi ce vorbim? Liga întâi dai 2 milioane de euro la câștigătorul campionatului, 2 milioane de euro. E clar că nivelul nostru ăsta este. Și nu ne mirăm de cine bate Liga a patra cu 7-2, nu pe Liga întâi, pentru că ăsta este nivelul pe care l-avem. Noi suntem amatori. Noi nu știm ce înseamnă viața de sportiv. Noi vrem să controlăm sportivul prin dietă, prin cantonamente. Cantonamente nu mai există înainte de meciuri. Doar la noi se fac. Am văzut că Hagi cheamă direct la stadion când la meciurile de acasă. Dar asta este normal. E și o încredere pe care tu o ai față de jucător. Sau păi care... nu, dar nu trebuie să ai încredere. De ce? Păi la noi știi că fac părdănicii. Dar se vede. Clar. Te rupi. Ruptură, întindere și uite-te cum imediat se rarefiază. E campionatul pe baza ta. E un risc că pe care... șapte jucători. E un risc pe care mi l-a dat, uite că n-a pierdut și tot timpul a fost acolo. Dar ce fac? Stau 3 zile în cantonament, păi mai rău mă distrug psihic. Da, acolo trebuie să ai control asupra ta, să nu faci excese, să bla 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 bla. E un pomelnic. Ești profesionist
Mă omor profesionist. Ești, ăsta. Da, Tom e contract. Să, a zis să facem ligă de amatori. Păi ești contract de profesionist pe care da, îl semnezi. Da, pe hârtie, da. Ți-am zis, am fost în Bulgaria același lucru. Nu ce am direct la meci. În Cipru la fel. Iarăși te întreba 10-a oară. Bulgaria. Brazilianul care vine de pe plajă și ajunge la Betis Sevilla, gata, ăla devine profesionist din secunda aia, se întâmplă ceva cu el versus noi. Păi se întâmplă în felul următor. Gândește-te, brazilianul la care ajunge în Europa, la Betis sau echipe mari, știi prin câte filtre a trecut? Da, și are și o foame uriașă. Și noi nu mai avem foame? E, gândește-te, ba da, noi avem foame. Doar că ne mulțumim că ne-am ajuns acolo. Cu Denis Man acum, cu tot respectul, un jucător senzațional, se chinuia să scape de el. Asta e expresia, hai să nu ne ascundem. Da, știu, am văzut a și asta. A zis să-l adă, bă, pe el, la jumătate în banii pe care i-am dat, eu l-am dat cu 10 milioane, ți-l dau cu 5. E urât când apar știrile astea. Da, e urât și mie nu face nouă cinste. E urât pentru noi, că lasă, nici nu contează. Uite, nu ce ne X. X jucător român se transferă din campionatul nostru în străinătate la o echipă de serie B și primește e transfer de 10 milioane de euro. După un an și un picuț, bă, luați-l cu 5 și vi-l dau. Asta este pe noi. Cred că Tii? Acum poate să fie și o automulțumire când ajungem acolo. Am reușit, gata. Și începe relaxarea. Perfect. Și ei 800 de mii de euro. De ce n-aș vrea 1.400.000? Nu știu. De ce n-aș vrea 2 dacă promovăm? Nu știu. Dar uite, sunt, uite, pe de altă parte, uite-te la un Ștefan Radu. Da, sunt și cazuri, da. Dar tu n-ai vrut bani mai mulți? Ba da. Tu n-ai vrut convocare la echipa națională? Ba da. Și ce faci? Tragi și mor pe teren. Nu? Că ce să faci altceva? Nu poți joci table. Corect. Să câștigi cu antrenorul, să câștigi cu antrenorul, să te bagi în... Da? Se mai făceau pe la... Bun. Mai zi-mi, te rog, ultimul de care ți-aduce în aminte, înainte de Ștefan Radu. Pe repede. Ah. Pe repede. Ia atent. Deci eu vă spun așa. Pe repede. Nu mă duc la Hagi și da? Nu, eu vorbesc, uite, vorbesc de echipa națională Under 21 pe care eu am avut-o. Bun. Tot cu Emil Sândoi. Bun. În care noi ne-am pierdut un singur meci, am pierdut în toată campania de calificare, nu am reușit să ne calificăm. De ce? Noi am jucat ca Țara Galilor cu Gareth Bale, care juca, da. Cu Olanda, cu Franța și bate-te cu ăsta și ne-am ieșit pe locul 3 în grup. Corect. Ne, și aveam echipa așa. Pantelimon, Tătărușanu în port. Radu Ștefan, Scarlatache, eu, Tudose. Păi iar mă faci să fiu rău și să-mi iau eu hate acum. Tătărășara nume jumate la Milan în 3 ani. A rezistat acolo, Cătălin. Taoleu. A rezistat. De uite, ce nu l-am dat de așcătorii români. Da, corect. Am rezistat acolo. Da, a rezistat, dar e totuși... Și Florin Răduciu a rezistat la Milan și s-a antrenat prin parcuri, dar a rezistat acolo. Nu, el chiar Tătărășara în contextul în care este... Mai are un super fotbalist. Da, da, da. Scarlatache, unde îl știi ultima dată? E la Mieveni. Da, da, totuși, uite, comparativ cu 21, Under 21 când am fost atunci, Torje, adică noi nivelul respectiv, de ce? Eu cred că și nivelul în România a început să scadă foarte mult la Under 21. Iar îmi dau cu părerea și o să fiu sunat și de ce, că zici tu. De ce? Pentru că asta s-a văzut, nu mai e ce okay, să mai nu, nu vorbim acum, de ce? Pentru că sunt jucători la Under 21 care sunt forțați să joace și nu sunt pregătiți să intre. Păi dacă n-are de un sau de echipă națională? Nici la mari, nici la mici. O să zici că nu l-a chemat pe Cârjan și mai sunt încă doi băieți care sunt naturalizați în Spania, dar ei nu știm noi. Noi vorbim de o echipă, să schimbe noi vorbim de o echipă șmecheră competitivă. De la 1 la 11, sau mă rog ce numere este acum, de la portar până la ultimul atacant, să poată să intre pe teren, să stai în siguranță cu ei. Păi încă o dată, iar ne ducem în spate. Toate celelalte naționale au crescut. Islanda. În auzeam de Islanda, 7-0, 8-0. Mi-aduc aminte-l comentariul lui Dumitru Graur. Mingea, cred că a trecut și este în ocean. Da. Avea un stadion când o dădea Gică Regii mai sus un picuț. Unde Islanda acum? La campionatul mondial, plecați de acasă. Să cu Serbia, să din... te bați cu Serbia, le dai 3-4-0 liniștit. Nu, cu Kosovo te încurcă. Kosovo, nici nu exista atunci. Dar nici acum n-ai recunoscut-o. Da, și atunci ele ce au făcut? Ele au crescut, nivelul a crescut acolo, noi am stagnat. Numai noi, din toată Europa asta. Păi uite-te că suntem singurii care nu putem păi să știu, ieșim. E ciudat. Bulgaria la fel, uite-te că Bulgaria se... Ungaria. Ungaria a avut echipă de Champions League în grupe. Păi și atunci Moldova, mă rog, / Transnistria. Bine, nu, acolo nu mai e, că acolo nu era, era de ce se investește și cum se investește și câți bani se investește, dar și ce jucători erau. Că... Perfect, dacă ni prinde părerea mai de bate. Corect, corect, corect. Că bulan, că întâmplare, că un singur meci, hai să facem și noi un bulan ăsta. N-ai cum, pentru că noi încă n-am crescut și nu o să creștem. Noi suntem încă la nivelul de... Bine, la noi dăm autocarul cu spatele că am văzut o mâță în față sau ceva. Dăm cu spatele sau știi? Și după aia dă jucătorul jos, dă-te jos din autocar, că dă autocarul cu spate și urcați-vă după aia. Da, sau mai dat cazuri, am pățit-o și astea niște. Dar pe este, încă noi încă trăim
Cu toate că suntem în 2023-2024 curând, noi cred că suntem undeva în 2008-2009. Perfect, dar bătrânii antrenori, cu foarte mici excepții, iarăși nu știu nimeni pe cineva, au dispărut. Uh-huh. Da? Și au venit tinerii cu ceasuri șmechere pe mână, cu laptopuri la ei, cu două limbi străine, că au jucat așa, cu capacitatea de a înțelege ce predă Guardiola pe un YouTube și așa mai departe. Deci, clar, în privința asta n-ai ce să spui. Corect. Îmbrăcați ca lumea, alt discurs la televizor. Da? Ei ce fac? Nu vorbim numai la fotbal. Uită-te la basket, la handball, la echipa națională feminină și la CSM, unde a venit omul care știe cu ce... E tânăr, e sexy, e băiat smart, e și așa mai departe. Uită-te la federațiile de specialitate, că avem oameni șmecheri la rugby, avem oameni șmecheri la polo și tu ai bătut Serbia la polo. Da, deci s-au schimbat. N-am rămas... Da, dar nu, noi nu vorbim acum. Eu vorbesc de ceea ce știu de fotbal. Da. Și atunci, nivelul pe care eu îl văd și pe care voi îl vedeți și toată lumea îl vede, ochii noștri, cred că comparativul nostru pe care îl avem, că noi aici merităm să fim. Nu, noi merităm să fim unde suntem acum. Dacă a dat cineva o lege, bun. Dar în firea lucrurilor n-ar fi ca în momentul în care se schimbă generațiile sau când anii trec, că n-ai cum să ții timpul pe loc. Generațiile astea noi, pentru că au acces la tehnologie, pentru că au acces la niște oameni ca voi, pentru că mai se uită la un televizor, la un Netflix, la un, nu știu, citești și așa mai departe. N-ar trebui să fie un pic altfel? Corect. N-am zis mai deștepți, am zis mai deschiși. Mai deschiși, corect. Bă, dacă ia de la Arsenal Londra începi să facă educație financiară la grupele de copii și junior la 9 ani, că noi n-avem încă toți dințișorii la 9 ani, mai cresc, înseamnă că iau ceva în cap. E, din păcate asta nu faci. Nu? Nu copiem, adică da. Băi, nu e ceva rău. Nu descoper eu apa caldă. Da, nu descoper gaura din corvig. Mi-am dat seama, uite, la ăla face așa. Bă, nu face de adică nebun. Adică și cu Dobrin Dumnezeu să-l ierte, spunea o pricene, când am intrat în biroul ăla la Real Madrid, când trebuiau să mă transfere, fiecare îmi dădea câte 5 ceasuri de plastic pe mână, 70. Și când am venit în țară, 72. Și când am venit în țară, aveam 35 de ceasuri, dar le-am dat, zice, la toți băieții după în cartier, după la mine, toți erau de la ceasul la Real Madrid. Acăia 70 făceau așa și promovau Real Madrid, care tocmai luase 6 ligi ale campionilor, da? Tu de ce n-ai face treaba asta? Azi, băi, erau niște mizerii de plastic, o siglă pe ele. Dar ziceam, senior Dobrin, por favor. Băi, iar Dobrin, por favor, mi-a mai dat asta casa mea cu o gamelă de ceasul, toate la fel. I-am chemat pe iat și în spatele lui, ia veniți în coamă, v-a adus și cu Dobrin. Și a doua zi ce venea securitatea că toți aveau ceasul cu Real Madrid la mână. Da. E, aici... Acum am exagerat un pic, da? Nu, încă noi nu creștem și noi încă... Cred că totul trebuie schimbat din spate. De la momentul în care eu sunt educat financiar, eu patron, în care și eu pot să transmit mai departe lucrul ăsta de educație financiară și omul să înțeleagă. Și omul având o avere mare, oamenii având niște averi uriașe. Indiferent de avere, până la urmă, am avere, n-am avere, nu contează. Bă, dar transmit o imagine, da, și corect. Transmit o informație și creez un obicei și prin rândul celor care poate n-au ajuns până acolo. Bă, e business-ul meu, sunt angajații mei. Ce trebuie să fac? Cum și noi mergem la cursuri personali, să ne dezvoltăm, cum și compania noastră face cursuri indoor, ca noi să ne dezvoltăm, nu să rămânem la același nivel, același lucru trebuie să fac și eu. Bă, sunt patron, am bani, am nu știu ce, aduc, uite, fac un parteneriat cu educație financiară în care, băi, să vină ăla să ne explice basic-ul, cum să... De la bă, zero. Cum să-mi fac, da, salariu. Iau unul salariu, unul asta. Mână, Ninu, vin și spun, băi, vezi, mă, de treabă cu educația ta, că eu am făcut 400 de milioane de euro. Corect. Da? Da, dar ai făcut, dar nu știi cum să transmiți mai departe. Nici nimic că n-ai făcut, tu ești bun pe ceea ce și faci. Și doi la mână ca să-ți iei hate în afară de domnul Șucu, și ori mai fi unul, doi, pe câți îi vezi venind la cursurile astea? Nu știu. Domne, Profit Point anunță mâine oficial pe toate canalele din lumea asta că face curs gratuit de educație financiară pornită de la zero pentru toți patronii din Liga. E Times New Roman. Înscrierea e Times New Roman. Domne, cine ar veni? Domnul Șucu, nu știu, nu-l cunosc, habar n-am, dar nu știu, din imagine, ar mai fi unul la... Eu cred că ar veni și de la Sepsi. Doi, e cam... Vine toți doi. Da, toți doi. Vine toți doi atunci. Și... Da, e... Și ar veni Hagi și ar mai veni... Bun, Hagi, bine, da, Hagi deja face. Dar acum noi căutăm așa, știi, că ne-ar trebui să... Bă, cred că e unul singur care nu ar veni. Corect. Vezi, în rest ar veni toți. Și s-ar mai spune așa, asta mă așteptat, ce numai prima divizie? De-aia în Liga a doua ce au? Ia veniți, mânca vartata, să fim 50 de inși. Și uite ăsta care a fost fotbalist cu altul care a fost fotbalist de la Profit Point. Nu contează că e Profit Point sau... Dar voi ați fost primii. Exact. Exact. Bă, și să mai vină unul și de la un spital. Păi și ăla de la spital ce să caute? Educație sexuală. Hai mă, băi, lasă-mă să vină ăla. Că sunt copii de 15 ani, mă, și de 16 ani, care joacă și reprezintă România. Ia ce ți-vă mă și la basket. Ia ce ți-vă mă și la rugby.
Ideea este ia luați-vă mă voi de mână. Ar fi minunat ceea ce spui tu, ca oamenii să conștientizeze, să, ca mâine eu să-mi primesc să mă sună pe telefon, să cam același număr de 20 de ani. Să ai atâta treabă încât să zici, bă, prișene, mâncați-aș gurița ta. Treabă, crede-mă că este. Avem oameni care pot să spui că singurul care așa a fost Hagi. Păi și îți pot spune realitatea, n-am ce să fac. Și al doilea este Ovidiu Burcă, care el singur a zis, bă, da, vreau să facem, mă interesează. Pentru el sau pentru Dinamo? Nu, sau pentru tine, pentru echipă, pentru Dinamo. Are și foarte mulți copii acolo, are mulți tineri. Da, da, adică conștientizează încă o dată. Da. El conștientizează, bă, bă, e o problemă. Dar vine Borja Vai ăsta, sau cum îl cheamă, da? Care aș ca și la Dinamo și acum unde? E asemnat cu Rapidul, da? Băi, el din țara aia din care vine, el din societatea, chiar dacă a jucat el la Elce, la Ponferradina și așa, are o altă mentalitate. Tu când stai în cameră cu el, de ce nu furi de la el? Băi, echipa nu mă ajută. Patronul nu mă ajută. Băieții fac catering, Bitcoin, educa, băi, și amă, ce, băi, am furat șlapii și dau cu pe clanță, cu magiun, bă. Păi și atunci, uite, ți-ai răspuns. Dar eu stau în cameră. Păi ți-ai răspuns tu. Stau în cameră 2 ani de zile cu ăsta. Ți-ai răspuns. Și mă uit și văd că ăsta își face unghiile la manicură, la manicuristă. Văd că ăsta nu mănâncă șuncă cu mănânc eu cu ceapă și cașcaval pane. Văd că ăsta citește o carte seara. Bă, o face ceva bine ăsta. Pentru că tu gândești în felul următor. Exact cum ai zis tu. Până la urmă, majoritatea. Râde de mine, clar. Păi asta este. Teama, păi de, a fi, teama de a fi... Orice de a face la în cameră. Da, dar eu pe mine nu mă deranjează, dar sunt persoane care nu suportă să râzi de ei. Perfect. Și atunci ce zic? Bă, decât să fac asta, mă fac de râs, ba picioarele. Mă uit la telenovele și nu știu ce. Și vine la lângă mine, zice, bă, avem un singur televizor, ca să ne batem, să ne astea. Bă, n-ai vrea să ne uităm și pe Discovery? Păi să vă mă acolo. Și ne uităm împreună la minunile lumii. Nu știu, acum am fabulă, m-am adorat. De ce nu m-aș duce după el? Încă o dată, omul având noutate, frică de noutate. Omul având 9 ani de experiență în prima divizion și printr-o conjunctură a ajuns la CFR Cluj. Frică de noutate. La 20 ceva de ani. La 20 ceva de ani. Sunt oameni care la 40 de ani le frică de noutate și la 15 ani și la 16 ani. N-are nicio legătură vârsta. În mentalul nostru nu e asta. Da, nu suntem construiți. Nu. De ce? Pentru că adică părinții... Adică eu jur că te-aș întreba. Ne împrietenim. Bă, stăm acolo. Vorba aia, da? Și după jumătate de ani ți-aș spune, băi, cum îți mă ție duc un Ninu? Băi, am auzit de tine. Tu joci la Aișca la FCSB. Bă, lovelele de le-ai câștigat acolo. Că eu n-am câștigat banii tăi sau asta. Bă, tu ce le-ai investit? Ce ai făcut cu ele? Cum vezi tu? Și știi ce zice după aia, fii atent. Da, bă, dar tu ai avut bani. Ok, eu am 20% din banii tăi. Foarte bine. Ce aș putea să fac cu ei? Adică cum era, de ce te-aș asculta fotbalistică? Întotdeauna, și tu știi mult mai bine ca mine, în momentul în care ajungeai la echipă, te lua unul sub aripă sau așa era ideal. Da. Copile, ia vină încoa. Ce joci tu? Păi eu joc atacant, fii atent că ăla o să te tragă puțin de short când săriți la cap la corner, da? Până să te tragă el, îl tragi tu o secundă și ai sări primul. Ah, mulțumesc de sfat, că uite nu mi l-a dat nimeni până acum. Și așa aveam încredere în tine. Tu intrai în cameră, erai fundaș central și jucai, îți spuneau Bumbescu sau Iovan, îți dădeau sfaturi. Le ascultai? Le ascultai dumnezeiește. Ce naiba, le notai. Corect. Da? Dar dacă mi-ai dat și alt tip de sfat? Probabil dacă ar veni de la cineva din afară, adică, uite cum ai zis, să fie colegul de cameră și asta și să fie mai mare ca mine, cred că de frică l-ai ascultat prima dată. Uite pe scaunul ăsta, că acum am ajuns să povestim, m-am plecat de la... Pe scaunul ăsta sta Cătălin Munteanu și asta așa, Cătăline, în 94 la campionatul mondial, când au bătut băieții, am ieșit pe stradă, am plecat din Berceni, până la universitate pe jos și am așteptat metrou să ne întoarcem dimineața, că mă dureau atât de tare picioarele că nu mai puteam înapoi. 94. În 97, când a debutat în echipa națională, cu cine a stat în cameră? Cu Gică Hagi la primul meci. Bă, pe rege asculți indiferent ce-ți spune. Dacă regele spune închide în televizor, ne culcăm la 10 că mâine avem meci, îl închizi, că înseamnă că, da? Dacă ăla zice, am avut lovelele astea de la Real Madrid și am investit în alea, n-am banii tăi, Gică, da, că de-abia da? Da, trebuie să o faci. Eu aș merge și mai departe. Dacă ăla zice, udăm ghetele cu apă, la fel. La fel, bă-l copiez. Nu, rege, nu am putut mă să joc cu ele, să mor băgate în apă. Da, am încercat. Da, am încercat. Același speech trebuie să-l ai, adică pentru tine în oglindă să te uiți, bă, ce fac eu când renunț mâine la fotbal? Se întâmplă, Doamne ferește, cu accidentare mai înainte de ce mă gândesc eu. Da, ce Hai fac? Să zicem cu că ce mă ocup? Câți bani am? Păi am bani, cât am? Am, nu știu, 100 de mii de euro. 100 de mii de euro, perfect. Bun. Care înseamnă mult în România sau puțin, Hai să vedem că înseamnă mult. Cât cheltuie pe lună? Păi cheltui 3.000. Păi în cât timp mi-ajung? Câți bani? În 30 de luni, adică în n-apuc 3 ani. Ia 3 ani de zile. 3 ani. Ce fac după aia? Aștept să treacă ea 3 ani de zile și pe aia să dau din coadă și să mă panichez? Nu. Sau încep deja să-mi pregătesc terenul? Corect. Am timp 3 ani. Am 3 ani. Îi folosesc? Am nevoie de ea acum dacă arde casa?
Am nevoie de ei? Nu. Hai să gândești ceva care peste 3-4 ani de zile să deja să primești ceva înapoi. Perfect. Pe hârtie perfect. Ce fac în momentul ăsta? Am gândit treaba asta. Fii atent. Vreau să fac partea asta de educație. Vreau să învăț. Bun, nu vreau să învăț. Bă, n-am chef, nu știu. Băi, există titlul de stat, obligațiuni. Le cumpăr. Le cumpăr. Corect. După 3 ani, 4 ani de zile când e termenul de maturitate, le-am vândut. În orice oraș mare în România 2023, anului 2023, există cineva care să poată să-ți dea un sfat. Nu există. Dar nici nu trebuie să fie, dar le găsești pe ei. Da, sau mai un telefon, faci, le faci prin Zoom, ai unde. Le găsești, le faci pe Zoom, da. Nu trebuie să le faci în live. Bă, te duci pe Zoom. Da, bă, uite, am o sută de bani, vreau să investesc. Și de ce nu facem asta? Ok, 1% fac, o să vină oameni și o să spună, bă, eu am făcut asta, uite, sunt fotbalist în Liga a doua sau cu tare, de unde știți, mă, bă? Bun, da. Dar foarte bine, noi căutăm, mă bucur că am făcut. Știi, pot degetele de la mână ciungă, cum zic eu. Noi trebuie să ne punem întrebarea, nu că de ce ăia 2% au făcut. De ce ceilalți nu fac? Modric a avut o copilărie chinuită, vai de capul lui, fugea de bombe, război în fosta Iugoslavie, bunic omorât în fața lui și așa mai departe. Deci omul ăla n-a avut parte de educație, da? De acolo a plecat direct la Tottenham și după aia Real Madrid sau ceva. El pe parcurs a perfecționat sau ceva. Nu-i știu finanțele lui și ce... Da, bine, acum am văzut că e la un pas să intre în pușcărie, că nu știu ce a făcut cu... Dar ei cum se civilizează? Ei ajung la Tottenham, da? Wow! Colos. Totul de acolo pleacă în felul următor. De ce se spun, de ce la Tottenham, echipe din Anglia, echipe mari, e manager? Nu antrenor. Nu antrenor. Și ăla vorbește cu ei? Păi nu, el are pe lângă el echipă de vreo 20-30 de oameni, care fiecare e specializat pe ceva. Bun, și Sir Alex Ferguson le spunea, băi, ăștia tâmpiți, ăștia câștigă câte 5 milioane de euro. Du-te, bă, de vorbești de lire sterline. Nu, nu trebuie să le du-te și vorbește cu ei. Făcea contextul în așa fel încât mesaje subliminale și da, transmite pe care omul înțelegea, bă. Bine, și la ei mai sunt rateuri, că îi vezi că peste mai dor pe stradă. Peste tot. Aia în NBA avea 10 milioane de dolari acum 10 ani și acum doarme sub un pod. Peste da, tot. Unul, dar rest șmecherii... Și chiar dacă nu epatezi după aia și nu ai același nivel sau nu ești la fel, da, bă, dar îți dezvolți o sursă de venit în care de 3 ori, de 4 ori mai puțin decât câștigi acum, dar totuși ai o sursă de venit. Dar noi nu ne gândim, pentru că noi ce spunem? Dacă stăm acum și ne gândim, bă, peste 5 ani de zile nu sunt la fotbal, lasă-mă, găsesc eu ce am de făcut atunci. Ca și cu pensie. Mă gândesc eu la plasă, că să ajung eu la pensie. Ajungi la pensie, ce faci? Cauți două luni în cartea de muncă, știi cum le cauți? Și cine te mai ia? Nimeni. Și unde mai găsești pe ăia? La fel, noi ca sportivi, ca fotbaliști. Băi, terminăm cu fotbalul. Ți-am zis, din punctul meu de vedere, în momentul în care am renunțat la fotbal profesionist, existau două situații. Fie mă duc și iau o grupă de copii și juniori și am salariu de 3.000 de lei pe lună. Și mă cer cu toți părinții că de ce nu-i bag, că îi împlătesc. Așa, și după aceea trebuie să abonament. Și după aceea trebuie să mă obișnuiesc cu ce? Hai cu portbagajul, da, că am nevoie, da, de portbagaj. Și da, atunci îi spune, măi, bă, da, ăla, uite, ia bani. Păi ia bani pentru că ia 3.000 de lei pe lună. Da. Și atunci vin cu portbagajul ca să trăiesc. Și am 20 de copii, dar pe teren îmi intră 11 la prima fluier. Mai departe cresc mentalitatea în așa fel încât ce? Antrenor obișnuit cu 3.000 de lei, cu fluierul la gât, da, să mai bagă și deschide portbagajul. Da. Asta cresc. Sau doi, la mână ce fac? Stau și mă umilesc, pentru că am nevoie să fiu umilit, să pot să ajung un antrenor mai mare. Și trebuie să iau de la zero. Să-mi sune telefonul mobil tot timpul, la cingătoare. Și atunci trebuie să văd, dar până să ajungi acolo, nu realizăm că o să se ajungă. Corect. Și nu realizăm că se ajunge repede. Asta e problema. Păi bun, dar noi știi că tot timpul se zice că, bă, și la emisiuni, și la podcast-uri, și la radio trebuie să termin sus. Noi acum, dacă trebuie să terminăm, să fluieră, nu știu ce, nu prea putem să terminăm optimist. Adică oricât am început, bravo, băi, domnul Ducurin, asta e realitatea, asta e realitatea. Noi trebuie să termin sus, dar sus cum termin? Cum termin sus? Să fim sănătoși. Și avem frigiderul plin de da, sănătate. De sănătate. Nu, trebuie să terminăm în felul următor. Trebuie să conștientizez. Eu cred că mai bine e o conștientizare pe care oamenii trebuie să o fac. Și nu numai sportivii. Ce se întâmplă în momentul în care ajung să rămân fără principala sursă de venit? Ce fac? Asta trebuie să-mi dau seama. Ce fac? Păi și tu ar trebui să te gândești ca sportiv, că aici nu mai vorbim numai de fotbaliști, că aici a fost felia ta, palierul tău. Dar sunt mulți care au spus, domnule, când am ieșit din bulă, stai puțin, că aici e altă discuție. Tu, voi fotbaliștii, ieșiți la 35 de ani din bula aia, dar o gimnastă este la 20. Corect. Da? E mai rău. Că tu măcar la mai 3 poți să mai, duci. Mai o duci. Dar ea la 20 e la revedere. Orică dădea cu capul în paralele, orică s-a îngrășat, orică e bătrână, în ghilimele. Corect. Hai noroc.
Și atunci, ideea este că trebuie să facem în felul următor. Noi știm la că e mai mare asta, dramă. Noi deja știm că asta va veni. Băi, situația pe care o avem acum, situația între ghilimele, că dacă îi spunem problemă, deja ai o problemă, nu mai am. Vei rămâne fără principala sursă de venit. Odată și odată tot vei rămâne. Vrei să fii pacientul ăla pe care niciun medic nu și-l dorește? Da, corect. Sau vrei zică să previi? Știi cum zic, nu la mine. Nu, păi da, de ce să... Păi, și atunci trebuie să ne uităm în cameră, să le spunem oamenilor, domnule, o să înțelegeți că face reclamă la Profit Point, da? Da. Dar duceți-vă că oamenii ăștia... Să facă la orice, da, educație uneori, financiară, până la urmă. Educație financiară, uneori oamenii ăștia fac gratis. Sau te duci patru zile... Fau gratis, nu uneori. Da. Au procesul orice om pe care... Sunt oameni, uite, cum a fost și Teja. Teja la fel, a zis, băi, nu, vreau să fac ceva mai aprofundat. De la început. Și a zis, nu, Bruce, este un proces. Nu sărim așa să țopăim, să mergem direct etape la master. Și el mi-a zis, ce îmi spui, asta facem. Cum îmi spui tu, asta, cum spui și tu, asta facem? Și l-ai luat de la zero barat? Adică... De la zero, în care acum pare și investește altfel timpul pe care îl folosește. De-aia nici nu mai vrea să se ducă la... Serios, hai că nu. De, pentru ce? Să mă duc la echipe ca să... Ce? Păi nu mai bine investesc în bursă? Da, dar e un om care... Cădării fără nicio menajare. Și am ținut foarte mult la el ca antrenor pentru că avea e singurul antrenor cu personalitate, printre singurii cu personalitate, să nu jignesc. Iar îți hate? Și acum... Iar îți hate? Da, și iar acum... Și acum, băi, vrea să învețe. Asta este... Bă, învață. De-aia nici nu prea să pupă cu patronii după la noi. Are numai iar ne luăm, gata, tu ai pornit cu astea, cu iar ne luăm hate și ce să-ți dorim? Ai fost acolo și la colegul tău înainte, sănătate s-a dat, nu mai? S-a dat, nu mai. Deci, dar când aveți meci cu ăștia ai mei, cum le zic eu, jucați? Sau s-a terminat campionatul nu, acum? Nu, este cupa ca Bucureștiului. Să duc pe la Sibiu pe undeva. Eu nu mă duc, e vinerea acum, dar nu mă duc. Nu-mi place competiția pentru să te duci 5 ore să... E o competiție care au greșit-o. 96 de echipe au cam greșit-o. Dar au fost undeva pe la Bistrița sau... La Bistrița a fost... Primii 16, primii da, Tasman, nu știu ce. Tasman Shaft. Care se băteau cu lui Dani Oțil cândva, cu Neața, acum vreo 4-5 ani de zile. Da. Dar Tasman Shaft are jucători profesioniști. Are jucători profesioniști, are... E dorul de acolo, din ce știu, e dedicat omul, deci e... Și când începe treaba din nou? Că oamenii joacă cu vreau să știu pe piept. știu că joacă, trebuie să mă duc și acolo. Și am prieteni pe care îi cunosc. Pe Răzvan, de exemplu, l-au luat pe Răzvan Răducu, sau cum îl cheamă de așa, îl știu de la Futsal Venus, de la echipele lui Nea Mitică, Dragomir, de la cu 20 de ani. Nu, aveți echipă bună. Da, aveți echipă bună. Dar n-am fost la niciun meci. Da. E și departe acolo la... Da, cât e ceasul? 5. Când începe? Asta începe din nou prin septembrie sau ceva, cred că nu? În septembrie. Acum este Cupa Bucureștiului, suntem... Dar voi sunteți în prima divizie? Da, Superliga. Oh, de ce mergi direct? Da, n-am știut, dacă n-am știut... Mi se pare că am bătut odată. Și am dat urât, și gol. Urât din partea ta. Și gol. Urât. Să plângă la pe piept cu... Da, pentru cei care... știam, am văzut locul și am vrut ce sunt. Da. Nu știam, pentru dar cei nu care nu știu, există o echipă în Superliga de fotbal care evoluează cu vreau să știu pe piept, băieții de la D'Angelo. Și am discutat cu Profit Point-ul pentru PSG Pantelimon. Deci atunci o să fim și adversari. Păi atunci să-ți urez să fie Profit Point pe PSG Pantelimon. Fotbaliști, adică mincicari? Păi l-am pe Raul Costin și toți... suntem 5 care jucăm primii 5 sau primii 6, primii 7, suntem toți de la echipa din Liga 4, adică toți jucăm. O controlați cu, îi da și portarului, că și portarul iese, joacă țâc, 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 e altceva. Bă, voi aveți portar bun pentru asta, da? Noi nu. Da. Bă, de nu vin și, dar sunt meciurile și ne, că mă uit la ele, sunt, am văzut că și la balon și la... 30.000 de oameni, adică da. Se urmărește, este... Foarte bine, aici e și cu Victory Cup pe partea ailaltă și pe partea asta altă, că și acolo, Petre Marin și cu aia și-au făcut echipa. Acolo e altceva, Victory Cup. Nu că vreau să jignesc competiția, doamne ferește, nu e același nivel. Acolo sunt jucători de fotbal, sunt oameni, e o imagine foarte bună. Dar în partea asta sunt cam elita. Ia gata că vin și eu la un meci. Chiar de, uite că jucăm... Da, obligatoriu să mă anunț sau da, da. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Domnul director adjunct Profit Point, nu, da? Ducu, cum Ducu. Vrei tu, Ducu, nu mai... Lenea Ducu, Nera. Dacă, ție cum îți spun? Confundă Ninu cu Ducu. Da, cu... nu mă deranjează. La tine numele de familie e? Ninu. Mă cheamă Dar și atunci... Ducu și mă cheamă și Emil, așa că n-ai cum, e greu, că toate din patru. Deci nu merge băi Ninule, e băi Ducu. Da, n-am nicio problemă. Da. Toți antrenorii așa mi-au zis, doar Ninu, niciodată da? Mi-au zis Ducu. Singurul care mi-a zis Teja Ducu. Dar în buletin așa apare D-U-C-U sau vine da. De la Răducu de la... Nu, Ducu. Ducu. Da.
cum ți-ar spune Meme Stoica, băi, mi-ați trimis un arbitru care are două nume de familie. Da, da, da. Știi, da, băi, ce e la mă Stan Prodan? Ăsta cum îl cheamă numele mic? Stan, n-are mă cum și Prodan, n-are mă cum. Care e numele mic? Așa și tu. Așa și eu, dar eu am da, trei. Tu ai trei nume mici. Da, Ninu, Ducă, Emil. Da, să-ți dea și nume de familie. Mii de mulțumiri, Nicoate, că ai fost alături de noi, eu ca întotdeauna. O discut, nu știu cât a durat, dar... Mai a fost, mi-a făcut plăcere. Să rămână încă o dată, mii de mulțumiri. Cum terminăm? Terminăm cu asta cu... Pozitiv. Cea mai irosită de toate, în care, aia în care n-am râs sau în care... În care totuși nu am făcut râs de haz de necaz. În care nu ne-am educat financiar. Da. Sună așa pompos, pompos, dar, dar avem dacă ea se apucă la 9 ani la Arsenal, înseamnă că știu ei ce fac. Avem nevoie, avem nevoie. Haideți să ne apucăm să facem educație financiară cum putem și pe toate palierele. Mii de mulțumiri, toate cele bune, numai bine, la revedere. Mulțumiri și prietenilor noștri de la Profit Point, pe care s-ar putea să-i găsiți pe tricourile ce se vor duela cu cei de la Vreau să știu. Toate cele bune, numai bine, la revedere.